Domnilor și domnilor, bună seara! Și bun găsit la Flash Monden! E duminică, ultima zi de weekend, dar nu ne supărăm, nu. Căci de mâine o luăm de la capăt. Da. Ah, în același ton pozitiv. Ce bucurie, ce bucurie! Unde mai pui? Că avem și o ediție best of, 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 of. Dă-te unge pe suflet. Of, mâine e luni. Ah, așa sunt edițiile noastre mereu, da, pline de voie bună. Da, ce modestă ești, Micuțo. Hai mai bine să vedem titlurile ediției. Adelina Pestrițu a fost ocupată, foc, curățenia, dressing și reorganizarea au dărâmat-o. Ce a făcut cu toate hainele? Vedem la Flash Monden. Gina Pistol a dat de greu și se simte ca sclava Izaura. Abia mai face față treburilor și simte că a ajuns la capătul puterilor. Ce a pățit și cu ce se confruntă, vedem în această seară. Brooklyn Beckham e mai dotat ca o femeie la capitolul lucruri cărate în geantă. Cine s-ar fi gândit la asta? Vedem în această seară ce duce după el tot timpul așa de prețios. Așa că rămâneți cu noi! Da, chin mare, chin mare pe Adelina Pestrițu. Ai auzit ce a făcut? Ce a făcut, dragă? A scos toate hainele din dulap și a făcut ravagii. Vai pe acolo. O mare reorganizare. Uh-huh. Să știi că cam așa arată și la mine. Și mă gândesc serios să-i urmez exemplu întru totul. Da, mă rog, acum se explică multe. Ce vrei să spui? Ei, uite, de asta era așa aglomerat în București. La câte haine are, au umplut străzile. Da, dragul meu, Coven, ești ironic din nou. Cred că te oftici că nu ai atât de multe costume precum are Adelina Pestrițu. Bine, hai să vedem materialul și te întreb după. Ce? Cum adică? Ce să mă întreb? Dar întreabă-mă acum. Măi, de ce cumpărați așa fără discernământ? Spune și mie. Uite că așa vrem noi. E bine? De bine, de rău, e bine. Am îndresing o grămadă de haine pe care le-am cumpărat. Eram disperată să le am și le-am purtat de două ori. Povestea vieții tuturor femeilor. Cine nu aruncă cu banii pe haine doar pentru că atunci și acolo arată senzațional? Și câte nu ajung cu ele acasă și se întreabă ce mi-a trebuit? A, e și cazul Adelinei Pestrițu. Așa se face că în dressing-ul ei nu mai ai loc să arunci un ac și se cereau măsuri urgente. O să fac un super bagaj și alte fete se vor bucura de aceste hăinuțe. Am început să dau din blănurile naturale. Nu știu, dar nu mai sunt atât de atrasă de ele. Hainele pe care de obicei le port nu mai au loc din cauza lor. Așa că facem curățenia de primăvară. Așa că a scos, a făcut o grămadă mare și s-a minunat și ea de câte lucruri frumoase, dar nu pe gustul ei a putut să adune. De câte ori m-ați văzut în asta? Sau de câte ori m-ați văzut în asta? Pe care am luat-o din America acum mulți ani. Asta, de exemplu, am negociat-o la vremea respectivă. Avea un preț destul de mare și am spus că îmi doresc foarte mult să o am. De câte ori credeți că am purtat-o în 6 ani de zile? 6-7 ani de zile. De două ori. Dar când unei femei se naște o mică obsesie pentru ceva, păi cine mai poate oare să o întoarcă din drum? Nimeni, cu siguranță! Pe asta vă zic sincer că îmi pare rău că le-am luat pentru că n-am apucat să le port. Am luat și 4 perechi din modelul ăsta, mai multe nuanțe. Pe celelalte le-am dat deja, dar cred că vor pleca și astea, sincer. Ei, și știți cum e, de la o idee se naște o alta și uite așa Adelina Pestrițu redecorează și casa. Situația este că nu știu dacă mai doresc un dressing deschis. Asta în primul rând, pentru că se pune mega mult praf, se face curat aproape zilnic în casă, dar cu toate astea e praf peste tot. Eu cred că mi-aș face totul cu uși. Să fie ascuns în spatele ușilor. Pusă pe treabă, nu glumă, cum a cumpărat, așa a și dat. Nu vreți să știți câte haine am strâns. Doamne, mormane întregi. Cred că 60% din dressing pleacă astăzi. Între timp am realizat că am rămas fără stiletto negri, fără claciuri negre, fără cămăși. Le-am dat pe toate.
Gina Pistol este epuizată și se epuizează la maximum. Se simte exact ca sclava Izaura. Ce a pățit vedeta vedem în această seară la Flash Monden. Ina plutește și nici că mai pășește. Am mai putea spune că mai mult alunecă. Ca să ne înțelegem, așa. Da? Artista noastră se plimbă peste tot pe unde apucă, pe longboard. Da, și când spunem peste tot, este chiar peste tot. Mm-hmm. Și la micul dejun, tot așa, alunecă. Mm. Baby, cum era, cum era, cum era, da, bine ați văzut. Nu ați avut vedenii, nu era vreun cascador, era chiar Ina. De cât se iubește cu deliric, artista a dezvoltat noi pasiuni. Unii ar spune periculoase, ea clar ar spune distractiv. Că e acasă, că e în parc, că e în vacanță sau pe temiri, unde longboardul e 100% în bagajul ei. E cam ca telefonul, mereu la purtător. Și cum se plimbă ea așa prin cele mai frumoase locuri ale lumii, de pe longboard le descoperă pe toate. Pe promenadă, lângă palmieri, îmbrăcată într-o ținută sport, Ina se relaxează cum altfel pe longboard. Iubitul ei nu ratează nicio ocazie să o imortalizeze în acțiune. Să fii mamă nu e chiar ușor și multe, multe femei știu asta prea bine. A aflat și Gina Pistol. Doar că la ea treaba stă puțin altfel, pentru că ea nu stă nici măcar o clipă. Da, foc e pe treabă și când spune, uite acum am un răgaz, e destul să-și arunce ochii prin jur și sare ca arsă. Eu cred că trebuie să-i dăm niște lecți. Da, eu mă bag primul, să știi, la sportul aruncatul cu privirea am și diplomă. E clar. Să știi că și eu încep să mă conserv, dar nu e ușor deloc. Măi, ce se întâmplă? Să știi că eu te ajut, intervin în orice situație, nu te las la greu, Diana. Chiar păi nu uite, te las. Diseară îmi doresc să ies și eu în oraș cu soțul meu. Poți să stai cu cele două fetițe? Diseară, frumos. Mă, am puțină treabă, poate să tăm la viitoare. Mâine? Hai să batem în cuie, te rog, ca să pot să-mi fac și un program. Hai să vedem materialul. Așa își începe Gina Pistol diminețile. Așa-i sunt zilele și chiar și nopțile. Recunoașteți coloana sonoră? Eu sufăr de sindromul sclava Isaura. De ce spun asta? Pentru că am o problemă. Eu nu pot să stau, băi nene. Astăzi era ziua mea liberă și îmi găsesc tot timpul ceva de făcut și parcă sunt în criză de timp. Drept e că nu poate să stea. S-a plâns că e obosită, încă n-a încetat cu asta, dar chiar și așa, tot pusă pe treabă e. Zici că e la concurs, la maraton, se comportă de parcă zilnic ar avea acasă inspecție. Îs disperată să le fac pe toate, să fac mai multe, mă epuizez, mă plâng că mă epuizez. Zilele Ginei Pistol încep toate la fel și zilnic spune că e musai să schimbe ceva, dar ce să vezi că niciodată nu iese. M-am trezit, am schimbat copilul, am pregătit micul dejun pentru copil, după care am spălat filtrele la umidificatoare, am pus apă în umidificatoare, după care m-am pus să gătesc, am strâns în urma mea, am spălat vasele, am filmat ceva, am montat ceva, am băgat deja a doua mașină la spălat, pun hainele la uscat, am de spălat toate pensurile pentru că luni am filmare, bă, și simt că mai am foarte multe de făcut. Dacă v-ați gândit că e doar o perioadă, ei bine, nu e. Gina e ca o furnicuță și robotește toată ziua. Dacă cineva ar vrea să o chinuie, soluția ar fi simplă. Să nu o lase să facă nimic. Să o pună să stea. Eu și când sunt în vacanță, n-ați înțeles, eu când sunt în vacanță, aspirator n-am. N-am acces la el ca să fac curățenie în camera de hotel. Andrei tot timpul face mișto de mine. Da, dar e sincer... E epuizant să-ți dai tot timpul de lucru. Și dacă stă să se gândească bine, știe clar de unde are boala aceasta. Dar eu nu mă simt vinovată dacă stau. Și asta pentru că bunicul meu, Dumnezeu să-l odihnească, nu suporta să-și vadă nepoții că stau, că se bucură de copilărie. Trebuia să ne pună tot timpul să facem ceva. Și ca să nu mă certe bunică mă că stau, tot timpul îmi găseam de lucru. Și uite-mă acum, 40 de ani mai târziu...
fac același lucru. Păi cu așa fata acasă, Smiley, noi atât îți spunem, ține de ea! Cove, nu ești și tu trendy, așa? N-ai și tu o geantă pe care s-o porți tot timpul după cum tine? Cum să nu? Cum să nu, Diana? Am două sau chiar mai multe. Nelipsite sunt din ținuta mea de zi cu zi. Nu te-am văzut niciodată purtând, nu e adevărat. Păi nu m-ai văzut pentru că se numesc buzunare. Uite, ia uite, vezi? Mă vezi tu pe mine un blând cu gentuță de-aia atârnată de gât. Hai mă, se supără Dana Budeanu pe mine. Lasă că pe Brooklyn Beckham sigur n-are cum să se supere. Așa. Ești curios să vezi cum poartă un bărbat adevărat o geantă. Măi, eu leșind de curiozitate să știu ce poartă în geantă. Sincer, poate ne inspiră. Rujul avea? Nu mai fi. O săptămână minunată din punct de vedere astral și sorții sunt alături de noi cu totul. Da, calmează-te. Aflăm toate detaliile imediat după publicitate. Iar ești rău cu zodiile. Am revenit, urmăriți Flash Monday. Da. Cove. Da. Fii atent că săptămâna asta stăm sub semnul soarelui. Vezi cum luminează peste noi? Da. Așa spun astrele. Da. Și știu, vom căuta stabilitatea, dar vom fi și curajoși. Vezi că le știu? Așa că dacă e și soare, este și curaj. Ce ne mai poate opri, Diana, să facem tot ceea ce vrem noi? Mm? Îți mulțumesc, soare, că-l bați în cap, rămâi acolo, da. Că rămâi bine. Zi, facem? Noi facem tot ce vrem, orice ar fi. Da, și asta este adevărat. Hai mai bine să vedem ce ne așteaptă. Bine v-am regăsit! În această săptămână, soarele și începe tranzitul în semnul Taur. Sunteți practici, căutați armonia, receptivi la frumusețe și deschiși către lucrurile simple. Doriți să aduceți stabilitatea și siguranța financiară, dar și emoțională. Aveți nevoie de siguranță din toate punctele de vedere. Vă îndepărtați de lucrurile care vă stresează și căutați liniștea și armonia în sânul naturii. Mai multe plimbări în natură și mai mult timp petrecut alături de cei dragi. Este o săptămână în care vă descoperiți talente creative pe care le folosiți atât la locul de muncă, dar și acasă și reușiți, de ce nu, să vă transformați pasiunile în surse de venit nou. Este indicat să aveți inima deschisă, să fiți creativi, iubitori, romantici și, bineînțeles, să vă bucurați de tot ceea ce vă înconjoară. Berbec. Aveți multă energie și sunteți preocupați, în special, de starea voastră financiară. Doriți să aduceți stabilitatea pe sectorul banilor. Oportunități inedite pe care nu le lăsați să scape. Le folosiți pe toate în avantajul vostru. Discuții alături de prieteni, rude, cunoscuți. Discuții care vă ajută să creșteți și să vă descoperiți noi talente. Ascultați-vă intuiția, mai ales pe sectorul iubirii. Taur. Soarele și începe tranzitul în semnul vostru, sunteți productivi, pragmatici, calmi și observați toate lucrurile care ar putea să vă ajute. De aceea profitați de momentele potrivite pentru a acționa. În momentul în care aveți informație, sunteți siguri pe voi și sunteți mult mai deschiși tuturor provocărilor. Gemeni, în această săptămână aveți tendința de a vă retrage. Introspecție, dar și analiză, înainte de a vă repoziționa în societate. Este indicat să vă dați mai mult timp pentru practici spirituale, pentru sufletul vostru, pentru odihnă, dar și pentru a calcula mai atent anumite planuri pe care doriți să le puneți în acțiune. Rac. În această săptămână sunt o mulțime de surprize pentru voi, în special din partea prietenilor voștri. Nu vă așteptați la aceste surprize, însă le acceptați cu bucurie. La rândul vostru veți impresiona pe cei din jur. Cunoașteți oameni importanți și dăruiți din toată inima. Învățați să primiți și să dăruiți. Leu, străluciți în special pe sectorul profesional, unde primiți cu bucurie un nou rol în echipa voastră, acela de conducător. Veți face față cu brio și veți avea rezultate frumoase. Vă pregătiți să vă onorați printr-o mică excursie. Fecioară.
Viața de cuplu se poate îmbunătăți pentru voi în această săptămână după ce faceți o curățenie în sufletul vostru. Iertați și eliberați toate temerile, fricile și, bineînțeles, trecutul. Tocmai de aceea lucrurile se îmbunătățesc. Balanță. Rezultate frumoase la locul de muncă. Sunteți lăudați de membrii echipei voastre. Aveți idei pe care le puneți în practică cu ușurință. Vă gândiți să luați un credit și mergeți la bancă pentru demersurile necesare. Scorpion. Reușiți să iertați în această săptămână o persoană cu care ați fost certați mult timp. Vă simțiți mult mai bine după ce eliberați acea ruptură, acea trădare. Din punct de vedere emoțional, lucrurile stau din ce în ce mai bine. Aveți șansa să intrați într-o relație frumoasă. Săgetător, energia voastră este direcționată către sectorul muncii. Fie vă dați demisia, fie v-ați găsit un nou loc de muncă, fie începeți un mic business pe cont propriu. Sunteți deschiși, aveți inima cu multă iubire și bucurie, tocmai de aceea veți avea succes. Atenție un pic și pe sectorul iubirii, deoarece acolo se naște o nouă poveste. Capricorn. În această săptămână vă faceți puțină liniște în sufletul vostru. Vă curățați mintea de gândurile negative, iar ideile pozitive, ideile constructive le puneți în aplicare. Momentul potrivit să faceți planuri noi și să vă deschideți sufletul către o nouă direcție, și emoțional, dar și financiar. Vărsător. O săptămână bună din punct de vedere financiar. Primiți bani din toate părțile sau oportunitățile continuă să apară. Acum este important să prioritizați și, bineînțeles, să verificați și ce aveți de rezolvat din punct de vedere emoțional, deoarece mai sunt lucruri de rezolvat, de discutat și, bineînțeles, de argumentat. Aveți de dat anumite explicații familiei. Pești, sunteți foarte romantici, îngăduitori, înțelegători în această săptămână, atât cu voi, dar și cu cei din jurul vostru. Fantezie, bucurie, romantism în viețile voastre pe toate sectoarele. Atenție un pic să nu fugiți prea departe de realitate, deoarece puteți să fiți atrași într-o iluzie și chiar să fiți ușor păcăliți. Visați, dar cu picioarele pe pământ. Ascultați-vă intuiția referitor la muncă, deoarece urmează schimbări de care puteți profita. Și bineînțeles, în iubire, este momentul să aduceți puțină magie în sufletele voastre. Aspectul astral al săptămânii vă ajută să descoperiți în interiorul vostru talente creative, artistice, pe care să le folosiți atât la locul de muncă, dar și acasă, pentru a avea experiențe interesante alături de cei dragi. Ascultați-vă intuiția și bucurați-vă de această săptămână magică! Luminează-l soare, să fie așa la fiecare ediție, să mă pot înțelege cu el, da. Să fie blând, să fie înțelegător, să fie empatic. Asta e o rugăciune, să nu mă mai reveze, o incantație. Este către... către soare. Ra. Da, da. Soare, da, soare lipsește astăzi că nu e în tură, să știi, colegul soare vine mâine. În fine, asta. Zeitățile te aud, zeitățile te aud. Da, colegul, important este că a venit vremea frumoasă și ne putem bucura mai tare de viață. Ți-am zis că îți prinde bine soarele. Da. Uite, te-ai și bronzat un pic, așa, exact, Doamne, ce-mi exact. Place, o seară minunată. Toate cele bune. We'll be right back.